se schimbă în perioada sărbătorilor de iarnă. Din noiembrie și până după anul nou, orașul intră sub imperiul poveștilor și al lui Moș Crăciun. Ghirlandele împodobesc străzile, iar luminile viu colorate transformă noaptea în zi. Cumpărătorii iau cu asalt centrele comerciale, iar copiii aduc basmele în sufletele adulților. La târgul de Crăciun, vinul fiert îmbie trecătorii. Tarabele cu dulciuri belgiene sunt căutate în special de turiști. În apropiere de Grand Place, piața centrală a Bruxellesului, un tarab de lăutar de pe plaiuri mioritice cântă pentru un auditoriu divers. Grand Place este cel mai căutat loc din Bruxelles de către turiști. Este centrul vechi al orașului, iar municipalitatea știe să-l pună în valoare. Cadrul arhitectonic este perfect pentru un brad de Crăciun, rupt parcă din basme. Copiii roiesc în jurul lui, dar nu uită de nașterea lui Isus. În apropiere a fost amenajată scena venirii pe lume a lui Mesia, iar într-un țarc au fost puse mioare adevărate. La un semn, vine Moș Crăciun. Clădirea impozantă a Muzeului de Artă a devenit cadrul perfect pentru desene animate. Cei mici trăiesc intens momentul, iar adulții redevin copii. Sărbătorile de iarnă la Bruxelles înseamnă basm și veselie. Granița între real și poveste este subțire ca un fir de vis. Călătorul simte cum se rupe de cotidian și pătrunde cu voia lui pe un tărâm magic în care guvernează veselia.